Să ne imaginăm. Poveștile ne învață atât de simplu cum să ne exprimăm, cum să înțelegem situații reale din viață, cum să înțelegem pe ceilalți, dar și cum să visăm, să ne imaginăm lumi reale sau fantastice, personaje reale sau inventate, care ne pot purta oriunde. Astăzi ne amintim o poveste frumoasă scrisă de frații Grimm, Cenușăreasa. Aceasta este una dintre cele peste 500 de variante găsite în Europa. Amintește-ți! A fost odată un om văduv care s-a căsătorit a doua oară cu o femeie mândră și răutăcioasă. Ea avea două fiice, care la rândul lor erau încrezute și rele. În fiecare zi, Cenușăreasa mergea la mormântul mamei sale și îi spunea oful. Acolo, în alunul de pe mormânt, stătea o pasăre albă. Cenușăreasa era o fată frumoasă, harnică și cu o fire tare blândă. Împreună cu fiicele ei, mama vitregă o punea la toate treburile casnice, adică treburile din gospodărie, curățenia casei, pregătirea mâncării. Într-o zi, veni o scrisoare de la palat, prin care se anunța că se va organiza un bal în care prințul își va alege mireasa. Fata își dorește foarte mult să meargă și reușește, primind ajutor din partea păsării albe. Reușește să participe la bal în toate cele trei zile. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă pasărea albă ar dispărea și în locul acesteia ar veni alte personaje? Ar apărea o zână bună, un ceas magic, dar și un îngeraș. Formulează propoziții cu ajutorul cuvintelor cheie. Zână, palat, ceas, vrajă, îngeraș. Iată un exemplu. Zâna cea bună o pregătește pe Cenușăreasa pentru bal. La palat, ceasul magic oprește timpul în loc și rupe vraja. Apare un îngeraș care o sfătuiește să nu se ascundă și să spună cine este cu adevărat. Ce credeți că va face Cenușăreasa? Va asculta oare sfatul îngerașului? Credeți că este important să ne arătăm așa cum suntem noi și să nu încercăm să părem altfel? O rochie frumoasă și niște pantofi de argint îi schimbă firea blândă a Cenușăreasei. Cum credeți că se va încheia povestea? Ce se va întâmpla?